Medicamentul Molnupiravir, prima pastilă pentru tratarea COVID-19, urmează să ajungă în zilele următoare în depozitul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, declară Sebastian Mezei, directorul DSP. Ministerul Sănătății a repartizat județului nostru 900 de cutii care vor fi distribuite centrelor de evaluare din unitățile medicale. Medicamentul este destinat pacienților care pot evolua sever și trebuie administrat în primele 3-4 zile când apar simptome. Nu se recomandă administrarea în cazul formelor asimptomatice sau cu simptomatologie minoră, a mai precizat Sebastian Mezei. Molnupiravir, dezvoltat de compania farmaceutică Mer Că a fost aprobată de Agenția Europeană a medicamentului pentru utilizare în tratamentul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2.